Noi în Orade avem peste 50 de biserici evanghelice. Suntem ca la un bufet suedez. Dacă vrei biserică cu worship, mergi la biserica aia. Dacă vrei biserică cu acordionul, mergi acolo. Dacă vrei biserică cu pauz de cafea, mergi acolo. Dacă vrei axată pe cor, dacă vrei de la 9, dacă vrei de la 10, dacă vrei de la 11, avem toate tipurile de biserici. Am înțeles că și voi londonezi ați călcat pe urmele celor din Oradea. Aveți peste 50 de biserici. Frumusețea este că în această dimineață suntem aici, într-o unitate sfântă, să vorbim despre cel mai mare eveniment pe care lumea îl va gusta în viitor, și anume a doua venire a Domnului Iisus Hristos, Maranata, slăvi să fie Domnul. Adevărul trist este că această doctrină, această învățătură despre a doua venire a Domnului este una dintre cele mai neglijate la învoanele noastre. Avem foarte multă morală creștină, avem foarte mult despre cum să, încredințări, pocăință, pocăință. Și nu-i rău, trebuie să ne pocăim, să ne sfințim. Dar adevărul este că această învățătură a fost mai la mod în vremurile de persecuție, în vremurile de, de prigoană, în vremurile de martiraj, în vremurile grele, de COVID. Imnologia creștină abundă în cântări despre a doua venire a Domnului în vremurile acelea. Uitați-vă la cântările vechi. Strigă astăzi Dul Sfânt către Mireasă că e aproape ziua când să o duc acasă. Când se cânta asta? În vremurile de mai de demult. Ca porumbei spre porumbar, zburavu împreună. Sau uh, uh, ești tu gata de plecare. Vine o zi, vine o zi. Cântări care s-au cântat în vremurile de apăsare. Când a dat bunăstarea peste creștini, parcă oamenii s-au obișnuit că aici e casa ta. Asigur că ei cred că Domnul vine a doua oară, dar parcă nu mai există. Tânjirea aceea extraordinară după Domnul Isus Hristos. În urmă cu câțiva ani de zile a fost o conferință grozavă aici, în Londra, cu pastorii evanghelici din toată Europa. Și cineva s-a ridicat în picioare și a zis, cum domne, aici unde au fost cei mai mari predicatori, John Wesley, George Whitfield. Spurgeon, Moody a venit din America doi ani și treziri spirituale. Cum se poate că aici bisericile metodiste să se închidă? Bisericile evanghelice să se facă frizerii, pizzerii, baruri și așa mai departe. Cum se poate? Cum s-a ajuns într-o astfel de stare? Și unul dintre păstori s-a ridicat în picioare și a pus mâna în sacou, a luat un portofel și a zis când portofelul era gol, bisericile erau pline. Când portofelul e plin, bisericile e zgoale. goale. Și adevărul este că bunăstarea nu prea a produs caracter. Bunăstarea nu prea i-a nu prea făcut pe oameni să se apropie și să-și dorească să vină Isus Hristos. Și diavolul am prășteat această vrajă în care mă duc mai întâi să mă uit la boii mei, la terenul meu. N-a venit la nunta Fiului de Împărat. Și mă rog ca Dumnezeu să ne păzească de orice vrajă demonică și să fim oameni care să fim conectați cu Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. În ciuda ceea ce experimentăm astăzi, să nu uităm. Că în Sfânta Scriptură există de opt ori mai multe promisiuni că Domnul vine a doua oară decât că a venit prima dată la Betleem. Asta înseamnă că trebuie să fii de opt ori mai sigur că Domnul va veni a doua oară decât că a venit la Betleem în urmă cu 2000 de ani. În Sfânta Scriptură, dacă te uiți, unul din 25 de versete din Noul Testament vorbesc despre a doua venire a Domnului. Am 260 de capitole în Noul Testament din care 318 pe versete vorbesc despre a doua venire a Domnului. Apostolul Pavel vorbește despre fericita noastră nădejde și arătarea marelui nostru mântuitor. Sau vorbește despre nădejdea vie și nestricăcioasă. Salutul bisericii primare nu era pacea Domnului. Salutul bisericii primare care era? Maranata, vine Domnul. Este o fericită nădejde. Și aș vrea să ne întrebăm astăzi, când a fost ultima dată când te-ai rugat și ai zis, vină Doamne mai curând. Pentru că nivelul tău spiritual se poate observa după dorința ta de a-L vedea pe Domnul. Dacă ești o mireasă sănătoasă, emoțional, îți dorești, nu? Să vină mirele, să te măriți, nu? Păi dacă nu-L dorești pe mire, nu ești de măritat. La fel, dacă ești mireasa lui Isus Hristos, mireasa ce face? Strigă, tânjește, vină, Doamne, mai curând. Și mă rog ca Dumnezeu să pună acest strigăt al Duhului Sfânt. Doamne, ajută! Doamne, dă izbândă! În așteptarea mirelui însă Iisus Hristos, Știe că vor fi mari apostazii, oameni care se vor lăsa de credință. Și Biblia spune așa, versetul 1. Le-a spus o pildă ca să le arate că trebuie să se roage necurmat și să nu se lase. Trebuie să te rogi necurmat și poate cea mai mare criză în biserice noastre nu-i de predicator, nu-i de bani, nu-i de worship, nu-i de... nu -i. Cea mai mare criză e de oameni în rugăciunii. Și Domnul Iisus Hristos spune, când va veni Fiul omului, va mai găsi credință pe pământ? Pentru că atâta timp câșt, cât te rogi, înseamnă că mai crezi. Când o lași mai moale cu rugăciunea, înseamnă că ți-ai pierdut credința. Și Dumnezeu vine și spune, le-a spus o pildă să le arate, să se roage necurmat, să nu se lasă. Că ești într-o luptă spirituală. În așteptarea venirii Domnului Iisus Hristos, trebuie să mărșăluiești pe genunchi. Trebuie să stăm mai mult pe genunchi, să nu le în spiritual. Să nu lași, să nu lași lenea spirituală, să nu lași simțurile tale spirituale să se tocească de luxul lumii acesteia, ci să nu te lași și să te rogi. De ce să te rogi, frate și soră, în așteptarea venirii Domnului Isus Hristos? Pentru că dacă nu te rogi, să știi că mor spiritual. Mor spiritual. Ai niște dușmani invizibili. Și duhurile astea răutății din Efeseni 6, astea nu obosesc. Și dacă tu obosești în rugăciune, să știi că duhurile astea vor să-ți ia capul. De aceea Biblia vine și spune să nu se lasă, să se roage necurmat. Ești într-o bătălie pe viață și pe moarte. Lupți 20 de ani de zile și îți permiți un happy hour. E ok, relax. Și lași garda jos și nu mai auzi. Bang, o căzută la, bang, o căzută la. Pentru că dacă, dacă lași rugăciunea deoparte, să știi că duhurile necurate sunt pe urma ta și vrea să te distrugă. Și de la erou la zero e o cale foarte scurtă. Și în așteptarea venirii Domnului, Biblia spune, rogă de ce? Pentru că ai de-a face cu o bătălie extraordinară. În același capitol, în Efesen, capitolul 6, versetul 18, Biblia spune așa, faceți în toată vremea tot felul de rugăciuni, vegheați nea cu stăruință. În contextul de bătălie spirituală, Biblia spune, fă rugăciuni, de ce? Să nu mori spiritual, să nu te ofilești spiritual. Să nu spui ca unii frați care zice pe vremea mea, nu mai vreau să aud expresia asta pe vremea mea. După 30 de ani de pocăință, trebuie să fii de 30 de ori mai tare. Să fii mai puternic. Să-l cunosc pe el și puterea în lui. Lăuda să fie Domnul. Rogă-te necurma, spune Biblia. Nu te lăsa în rugăciune, oricât de greu ar fi. Rogăte! te că dacă nu te rogi, mor spiritual. Și adevărul este acesta, frați și surori. Trăim slab pentru că ne rugăm slab. Dumnezeu nu unge proiecte, Dumnezeu unge oameni. Dumnezeu nu unge metode, Duhul Sfânt nu curge prin metode, Duhul Sfânt curge prin oameni rugăciunii. Și Dumnezeu caută bărbați și femei care în așteptarea venirii Lui să nu se lasă, să nu îngroși numărul celor care fac rușine Lui Hristos. De aceea garda sus și luptă, pentru că te lupți cu duhuri care nu obosesc. Și Biblia spune, nu te lăsa, luptă, luptă până la capăt, până vine Domnul. Și Domnul să ne ajute la asta, amin? Doi, de ce să mă rog? Nu numai pentru că am de-a face cu duhuri care nu obosesc și sunt într-o bătălie. Doi, trebuie să te rogi ca să nu te sufoci spiritual de poluarea lumii acesteia. Ascultați versetul chiar înainte de Luca 18. Versetul care este Luca 17 cu 37, unde Biblia spune așa. Ucenicii l-au întrebat, unde, Doamne? Și el a răspuns, unde va fi cadavrul, sârvul, trupul, acolo se vor strânge vulturii. Și imediat după ce vorbește despre cadavru, unde vor veni vulturii, imediat vine această pildă de a, a te ruga neîncetat. Care se ideea atunci? Pentru că doar un francez în secolul 17 XVII, 18 au venit și au pus Biblia așa pe, pe capitole și versete. Imaginați-vă că oamenii au citit fluent. Vorbește despre un cadavru și apoi vine cu rugăciunea. Care e legătura, Doamne? Legătura este următoarea și vreau să mă ascultați. Lumea asta este un cadavru în putrefacție. Pute, miroase. Și să nu te sufoci. Și să respiri aerul curat din prezența tronului de slavă, de slava lui Dumnezeu. Trebuie să intri în rugăciune. Ca altfel toată poluarea lumii acesteia, cadavrul lumii acesteia, te omoră spiritual. Dacă vrei să respiri aerul curat al lui Dumnezeu, rogă-te! Rogă-te! Să nu intre putrefacția și mirosul ăla în tine. Stai în prezența lui Dumnezeu! Stai cât mai mult în prezența lui Dumnezeu! Lăuda să fie Domnul! Biblia este o carte de rugăciune. 650 de rugăciuni avem în Biblie. La 450 de rugăciuni avem răspuns. Isus are 25 de rugăciuni aici. Isus a fost cel mai mare om a rugăciunii. Ascultați cum se ruga Iisus Hristos, Evrei 5 cu 7, Biblia spune așa El este acela care în zilele vieții sale pământești Nu doar în ghețimani, ci ca mod de viață, spune Biblia Aducând rugăciuni și cereri, cum? Cu strigăte mari, Evrei 5 cu 7, cu strigăte mari și cu lacrimi Așa se ruga Iisus și odată, ucenicii l-au surprins cum se ruga în zilele vieții sale pământești. Și rușineați de viața lor de rugăciune, s-a dus la el și a zis, Doamne, învață-ne cum să predicăm în trei puncte. Așa zis. Învață-ne, Doamne, cum să cântăm coral. Nu. Când l-a văzut pe Iisus cum se roagă, a zis, Doamne, mi rușine de viața mea de rugăciune. Doamne, învață-mă, învață-ne cum să ne rugăm. Pentru că puterea noastră spirituală și vom rezista la cadavrul lumii acesteia, la putrefacția, la poluarea care în lume. Dacă nu te lași și continui să te rogi, Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Cea mai scurtă distanță dintre o problemă și o soluție este distanța dintre genunchi și podea. Cea mai scurtă distanță dintre o problemă și o soluție este distanța dintre genunchii tăi și podea. Acolo se vede măreția unui om când îi pe genunchi înaintea lui Dumnezeu. Niciodată nu vei fi mai mare în prezența lui Dumnezeu ca atunci când te rogi, când te rogi cu toată inima. Și Doamne ajută și Doamne dă izbândă. Amin? De ce să mă rog? Pentru că ești într-o bătălie cu duhuri care nu obosesc. De aceea nu obosi nici tu, roagă -te. Că dacă nu, diavolul e pe urmele tale și vrea să te facă praf. Doi, roagă -te. De ce? Să nu miroși a poluare lumea acestea, să nu miroși a cadavru, să respiri aerul pur din prezența lui Dumnezeu. Trei, roagă -te. în al treilea rând. În al treilea rând, roagă -te. Chiar dacă nu se schimbă nimic în jurul tău, chiar dacă nu se schimbă oamenii pentru care te rogi, roagă -te pentru că rugăciunea te schimbă pe tine te transformă pe tine, te ține conectat, te ține sub mantia protecției lui Dumnezeu. Roagă-te, roagă-te și crede, roagă-te și crede, crede și roagă-te. Uitați-vă în Sfânta Scriptură. Iacov s-a rugat cu stăruință și a zis, Doamne, nu te las, până nu mă binecuvântez. Rahel a zis, Doamne, dă copii sau mor. Pavel de trei ori s-a rugat, îndepărtează țepușul. Daniel de trei ori s-a rugat pe zi, în fiecare, în fiecare zi de trei ori, spune Biblia. Epafra, spune Biblia, se luptă totdeauna în rugăciune. Ilie s-a rugat de șapte ori până a venit ploaia. Frați și surori, roagă-te, pentru copiii tăi. Înfășoară-ți copiii în rugăciune. Cea mai nenorocită persoană este persoană pentru care nu se roagă nimeni. Și într-o lume atât de poluată, roagă-te. pentru familia ta, ca Domnul să-i protejeze, slăvit și onorat să fie Domnul. Amin? De ce să te rogi? Doi, cum să te rogi? stăruitor. Uite de la femeia asta. Tablou acestei femei. Era femeie, statut social jos, nebăgat în seamă, orice fariseu se ruga și spunea, Doamne, îți mulțumesc că nu sunt vame și că nu sunt femeie. Era văduvă, era săracă, era singură și era exploatată probabil de un patron care nu-i plătea orele în plus. Și nedreptățită s-a dus, spune Biblia, la un judecător nedrept să-i facă dreptate. Și Biblia spune că judecătorul ăsta nedrept, la atâta insistență, să nu-mi bată capul, este verbul în limba greacă hipopiazo, adică să nu-mi vânățească ochiul, ideea de un boxer care atât am dă. Adică femeia asta atât a boxat cu alte cuvinte, atât a insistat în rugăciune, până când i-a făcut dreptate. Și Biblia spune, cu atât mai mult Dumnezeu, care e judecător drept, nu va face el dreptate aleșilor lui? Câtă diferență între ea și noi? Și uitați-vă diferența între mine și acea femeie, între tine și acea femeie. Femeia aceea era o străină și totuși a primit dreptate. Tu ești alesul lui Dumnezeu. Cu atât mai mult Domnul îți va face dreptate. Roagă-te înaintea lui Dumnezeu. Femeia aceea apelează la un judecător nedrept. Tu apelezi la un judecător care e drept în vecii vecilor. Femeia aceea s-a dus în curtea legii. Eu mă duc la tronul Harului lui Dumnezeu. Femeia aceea mergea din când în când la rugăciune. Sau la cererea ei. Eu mă duc 24 de ore din 24. Am acces direct la tronul Harului lui Dumnezeu. Femeia aceea n-avea niciun sprijin ajutor. Eu am pe Duhul Sfânt care mijlocește înaintea Tatălui. Eu l-am pe Hristos, marele mijlocitor al noului legământ. Cu atât mai mult, trebuie să mă rog neîncetat. Rogă-te, frate și soră, în așteptarea venirii Fiului Omului. Domnul vede că mulți se vor obosi, mulți vor leșina spiritual, mulți vor face calea Domnului de râs. Și Biblia spune, nu te lăsa, nu slăbi, rogă-te, rogă-te, insistă. Pentru că dacă te rogi, venirea Domnului te va prinde cu garda sus. Și mă rog ca Domnul să ne ajute la asta, amin? De ce să te rogi? Să nu mor spiritual. De ce? Cât să te rogi? Cum să te rogi? Stăruitor! Femeia asta primește dreptate și tu vei primi dreptate din partea tatălui tău care este în ceruri. Și trei, cât să mă rog. Și Biblia spune până la venirea Domnului. Uitați de ce Biblia. Versetul 7. Și Dumnezeu nu va face dreptate el aleșilor lui care strigă zi și noapte, măcar că zăbovește față de ei, vă spun că Dumnezeu le va face dreptate. Și dacă nu-ți va face Dumnezeu dreptate de partea asta a veșniciei, sau nu vezi tu dreptatea, să știi că există o zi a dreptății în care Dumnezeu va face dreptate. Dar când va veni Fiul omului? Dacă va trebui să te pentru cauza aia 20 de ani de zile, va mai găsi Dumnezeu oamenii în rugăciunii? Va mai găsi el credință pe pământ? Că sunt unii oameni care obosesc. Există de ce astea dureroase? Nu, nu mai știu. Dar cum o îngădui? Dar de ce o îngăduie Dumnezeu? S-ar putea ca Dumnezeu să-ți facă dreptate aici. Dar s-ar putea ca Dumnezeu să nu-ți răspundă aici. Te uzi la cartea Iov. 42 de capitole. 10 sicrie în curtea casei lui. 40 de boli în trupul lui. Business-ul făcut praf. 6 luni pe groapa de gunoi cu o bucată de sticlă. Stătea și se scârpina. Se termină cartea Iov și Dumnezeu nu-i spune lui Iov. Bă, Iov, Hai, acum măcar la sfârșit să spun. Hai să spun de ce am îngăduit. Uite, am, am, vrut, am pus un pariu pe capul tău. Dumnezeu nu-i răspunde lui Iov. Dumnezeu nu-i răspunde. Și cu toate astea, Iov a fost un, un trofeu al harului Dumnezeu și a rămas lângă Dumnezeu. Și dacă Dumnezeu pare că zăbovește, pare că întârzie, el nu dormitează, spune Biblia. El nu doarme. El are ceasul lui. Noi vrem voia noastră. Dar ascultați-mă. Vine ziua aceea măreață. Când Dumnezeu, chiar dacă, chiar dacă smochinul nu înflorește, chiar dacă te doare, chiar dacă treci prin traume, Biblia spune, nu te lăsa! Chiar dacă Alexa nu-ți răspund, de ce am îngăduit? Să nu uiți că Romanii 8 cu 28 rămâne valabil. Toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Așa că indiferent de traumă, indiferent cât te rogi, să crezi că Dumnezeu în suveranitatea Lui ia toată durerea și toată trauma ta și tot ce ți se întâmplă în viață lucrează spre un bine veșnic de aceea. Nu te lăsa! Roagă-te înaintea lui Dumnezeu. Lăuda și onora să fie Domnul. Am văzut din proprie experiență, frași și surori, că Dumnezeu, unora, le dă Dumnezeu credință să mute muntele. Altora Dumnezeu le dă credință ca să treacă peste munte. Păi Dumnezeu îi că prin credință. Au stins gurile, au stins, au stins focul. Au închis gurile leilor și au primit morți în viață prin credință, evrei 11. Dar alții tot prin credință au fost tăiați în două cu ferăstrăul și n-au primit de cei ce le fusese făgădui că Dumnezeu avea în vedere ceva mai bun. Dar unii prin credință se întâmplă minune, alții prin credință Dumnezeu le dă puterea să treacă prin suferință și stăruie și nu se lasă și laudă și glorifică pe Dumnezeu și Hristos își primește gloria și slava. S-ar putea să crezi că poate Dumnezeu pare că întârzie, zăbovește. El niciodată nu zăbovește. El are ceasul lui. A făcut promisiunea că sămânța femeii va zdrobi capul șarpelui. Și această promisiune s-a întâmplat la împlinirea vremii, după 4.000 de ani. În termenii noștri, Dumnezeu pare că zăbovește. El nu zăbovește niciodată. El are timpul lui, el are ceasul lui. Îi spune lui Iosif, vei ajunge mare, luna, stelele se închină. Și au trecut 13 ani de zile până când a ajuns acolo. Noi de multe ori când Dumnezeu ne vorbește, credem că mâine se întâmplă. Și pare că Dumnezeu zăbovește și îngăduie traume și îngăduie nedreptăți. Biblia spune, nu te lăsa, roagă -te. Indiferent de suferința prin care treci, indiferent de, de, problema prin care treci, roagă -te. În așteptarea venirii Domnului. Va mai găsi El, nu predicator. Va mai găsi El cor, nu. Va mai găsi El, nu. Va mai găsi El credință? Domnul vrea să vadă oameni în așteptarea venirii Lui, să vadă oameni care cred în Dumnezeu cu o credință fierbinte pentru Dumnezeu. Pentru că ceea ce urmărește diavolul este să sfure credința într-un Dumnezeu al dragostei. Și dacă ți-o furat credința într-un Dumnezeu al dragostei și te-o făcut să crezi că Dumnezeu nu te bagă în seamă, ți-o luat darul cel mai extraordinar, credința de aceea. Luptă pentru credința care ți-a fost dată. Cât să lupți în așteptarea venirii Fiului Omului. Chiar dacă Dumnezeu nu s-o rezolva problema, chiar dacă nu ți o răspuns la problema ta, nu te lăsa. Roagă-te! Luptă! Să rămâi pe picioare! Să biruiești duhurile necurate! Să te schimbe Dumnezeu pe tine dacă nu schimbă pe cei din jurul tău! Să rămâi cu un aer curat din prezența lui Dumnezeu! Și Dumnezeu să spună la sfârșit, bine răbun și credincios, intră în bucuria stăpânului tău, lăudați să fie Domnul! Amin? În secolul XVIII -a, a existat mișcarea hugenoților, urmașii reformei protestante în Franța. Foarte mulți au trecut de partea sola scriptura, numai scriptura, mântuirea este numai prin credință, sola fide, numai prin Hristos, solus Hristus. Și s-au lepădat de toate tradițiile bisericilor clasice din vremea aceea. Și a început o prigoană extraordinară. A existat o mărturie care a rămas pentru secole la rând. Marie Durand, o franțuzoică de 18 ani de zile, a fost băgat în închisoare pentru că nu s-a lepădat de Scriptură, nu s-a lepădat de Hristos. 38 de ani de zile, Marie Durand a rămas în închisoare cu încă 40 de femei. Unele și-au pierdut mintea câtă bătaie au luat, altele au cedat. Marie Durand a rămas, a rămas lângă Dumnezeu, n-a cedat. A zis, băi, ești tânără, ce poți mărita? Spune că nu crezi numai că e prin Hristos mântuirea, numai prin credință. Renunță! Și Marie Doront a rămas tare. 38 de ani de zile într-o celulă. După ce au scos-o de acolo, când a venit eliberarea, s-a găsit scrijelat acolo pe, pe peretele închisorii. Următorul cuvânt. Marie Doront a, a acel perete cu unghiile ei. Și a scris așa, Reziste! Reziste! Rezist! Rezist! Orice s-ar întâmpla și dacă nu mă eliberează Domnul, rezist! Nu mă leapă de Domnul! Frați și surori, prin ce trecem noi sunt doar niște pișcături față de ce au trecut alții și au rezistat. Și credeți-mă că Dumnezeu ne dă credință nu ca să ne vindece neapărat sau să ne scape de moarte. Dumnezeu nu ne dă credință atât de mult ca să ne scape de moarte, ci Dumnezeu ne dă credință ca să murim în credință. Așa spune Biblia. În credință au murit aceștia. Că degeaba mor fără credință. Domnul vrea să-ți dea credință și să lupți pentru acea credință. Ca la venirea fiul Omului, Domnul, să găsească credință. Și atâta timp cât te rogi, înseamnă că tu încă crezi. Că nu te-ai rugat, înseamnă că nu mai crezi. În această dimineață aș vrea să ne rugăm. Și aș vrea să zic, Doamne, mărește în credința în Tine. Doamne, aprindem Duhul de rugăciune, Doamne. Tu vezi bătăliile spirituale prin care trec eu, familia mea, Viața mea, Doamne, dar Doamne, mă ridic, cred că mă iubești. Tăcerea ta înseamnă că tu pregătești ceva. Doamne, aleg să cred în tine, Doamne, cu toată inima mea și cu tot sufletul meu. Și la venirea ta, Doamne, să mă găsești în credință, nu fără credință. Amin? Hai să ne ridicăm în picioare. Dar să începem să ne rugăm. Și mă rog ca Dumnezeu în această dimineață să intervine într-un mod miraculos. Doamne, mărește-ne credința în tine. Dacă ești ca tata ala care o zis, cred, ajută-ne credințe mele. Adică ai o credință mică, plăpândă, nicio problemă. Doamne, mărește-ne credința, Doamne. Fără oameni în rugăciunii. Iartă-ne dacă ne-am obosit în rugăciune, Doamne. Nu vrem să ne lăsăm, vrem să luptăm, Doamne. Să biruim orice cohort a celui rău prin sângele lui Isus Hristos. A Domnului să fie gloria și slava de acum și până în veci. Amin. Ne rugăm cu toții Domnului.